Bărbatul dispărut în urmă cu 20 de zile după o petrecere la un restaurant de pe insulița Jiului a fost găsit. Pompierii au intervenit la solicitarea unor trecători care au văzut cadavrul plutind. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost ridicat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei. Cei care au văzut cadavrul plutind au fost câțiva trecători care au sunat imediat la 112. Copiii mei îl văzură că au văzut mașina aceasta. A sunat la 112? Păi nu, eu a sunat un băiat, a sunat. Eu vă zic că eu broască țesoasă, dar când mă urcai sus, vă zic că deja era mână. Și chem mai pe băiatul, să că la poliție și să-i spună că eu am telefonul mașină încărcat. După aparențe, ceva am putrefact. Nu pot să vă spun că e om sau nu, pentru că e prea mare distanța și nu cred că pot să estimez corect. Așteptăm să vină specialiștii. La început nu au știut despre ce este vorba. Curioși oamenii au așteptat până când au sosit pompierii. Când au văzut despre ce este vorba, au rămas șocați. Sunteți șocat de ce vedeți? Da. Ce ai văzut? Dar nu se mai cunoaște nici față, nimic. Am găsit un cumnat mai sus la Simbotin, dar se cunoștea tot. Așa, cu fața în sus și plutea. Ce să mai spui? Nu mai zic, rămâi așa. Cadavrul a fost scos din Jiu de către pompieri. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat pentru scoaterea unei victime de pe râul de acumulare Jiu. S-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, o barcă pneumatică și 6 subofițeri. În râul de acumulare, în lacul de acumulare s-a găsit o persoană care a fost extrasă și predată serviciului medical. Bărbatul de 42 de ani era căutat de salvatori încă de pe 9 martie. Acesta a căzut în apă după ce a participat la o petrecere alături de alți colegi la un restaurant de pe insulă. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost ridicat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei.